Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În aceste zile, atât în țară cât și în întreaga lume, milioane de oameni se află în carantină, ceea ce înseamnă, în primul rând, izolare. Asta din cauza pandemiei de COVID-19. Dar aflați că în Moldova există localități unde oamenii rămân izolați ani întregi, unii chiar de o viață. Despre ei vă spunem în această seară. Satul Chersac. Conform ultimului recensământ, acesta are 21 de locuitori. În realitate însă, au rămas doar 10. Deși se află la 43 de kilometri de centrul raional, orașul Telenești, și la 90 de kilometri de capitală, acei 10 oameni își duc traiul în pustietate. Mulți dintre cei aflați astăzi în carantină tânjesc mai ales după comunicare și socializare și își doresc să revină cât mai curând în zgomotul străzilor și în agitația orașului. Iurie Serdiuc și Sergiu Zmuntilă exact de asta au fugit acum 5 ani și s-au autoizolat benevol. Ambii au lăsat apartamentele din oraș și s-au mutat cu traiul în Chersac. Acum, în loc de zgomotul străzilor din orașul mare, ei savurează liniștea din satul pustiit. Iar în loc să se grăbească la muncă, își caută de treabă liniștiți prin grădină. Ce mai bine în sat trăiesc? Aici aer curat. Spuse vreo de mult avem și vreo doină de mai mort. Așa trăiesc, aici aer curat. Nu nervesc, stă spăconică. Mai bem câte o par de vin și tot așa. Am o tare gine. Nu mă trăgăiește nimeni, nici când trebuie. Seara mă uit televizorul până la ora 12. Dimineața mă scol la ora 7 și la găini, la păsări. De dragul acestei libertăți, Iurie Serdiuc a lăsat toată averea acumulată timp de 66 de ani copiilor săi și a revenit la casa părintească. Mășnie Jenei a venit de la Ciarăicem, că nu știu, de la Belgorod-Nistrovska oblast. Aici a venit, a făcut căs. Dacă tata ne tot s-a născut aici, de-amă. Aici s-a însurat, aici și-a făcut casă. Și-a pus și noi, dar noi am crescut, am slujit armata și chichiulea, tăți fiem aici, la Chișinău, la Chișinău. Am cartieră acolo, trecomnată cartieră, am garaj, am mașină, tăt acolo. Mașina am lăsat la băietul, dar fata mi s-a maritat tot, trăiesc cam într-o în Chișinău, dar eu aici. Ambii bărbați se declară fericiți de viața pe care și-au ales-o și spun că nu vor să revină la oraș. Asta însă, exact până când își amintesc de problemele de sănătate, ce nu întârzie să apară odată cu vârsta. Din spusele lor, nici ambulanța chemată la nevoie nu întotdeauna poate ajunge aici. Dacă ninge sau plouă, rămân fără. Fost mereu așa. Cândva, localitatea număra peste 30 de gospodării, în care locuiau mai mult de 100 de oameni. Aveau chiar și o școală primară. În intervalul 1906-1914, în urma reformelor lui Stolypin, mai mulți țărani au primit în proprietate privată pământ, ferme individuale, hutore, li se zicea, și în acest context a fost posibil ca să o parte din țăranii din Podolia, ucraineni, ruși, români, moldoveni, au posibilitatea ca să vină în satele actuale, în localitățile actuale, Dobrușa și Chersac, și au întemeiat acolo așezări umane. Populația era creștin-ortodoxă, nu aveau biserică în sat, însă plecau în comună la Negureni, deci acolo aveau posibilitatea ca să se închine divinității și a fost o perioadă de prosperitate, acest interval interbelic. Viața din Chersac s-a schimbat odată cu colectivizarea din Uniunea Sovietică. Satul a fost inclus în lista localităților fără perspectivă. Astfel, cu timpul, oamenii și-au abandonat casele și s-au mutat în comunele mai mari. Amprenta asupra satului au lăsat-o atât foametea cât și deportările. Este de amintit foametea organizată din anii 1946-1947, când locuitorii acestui sat a suferit pentru prima dată de distrofie, malnutriție. Acei locuitori care aveau
asigurat o bunăstare materială interbelică, vine acest vălug al totalitarismului și le ia ultima bucățică de pâine. Podurile au fost în mod de direct măturate. La fel, profesorul Teo Mașalkovski, care își amintește foarte bine de perioada foametei și a deportărilor, spune că personal a văzut două femei în localitate moarte de foamete. Spuneau că era umflate de această distrofie, elementele de distrofie. În câteva momente vă spun cum trăiește singurul locuitor rămas al cătunului Dobrușa. Veți afla și ce s-a întâmplat cu cei doi vecini pe care îi mai avea încă anul trecut. Ea ca asta e agherea mea, ea ca aici, în Sărăieșu. Este aici 15-3. Singur îmi fac focul, singur mâncare, singur trăiesc. Este unicul locuitor al satului Dobrușa. Cel mai renumit cotidian american, The New York Times, a publicat un articol despre viața bărbatului. Viața mea de la colui, mai greșit cu colui, cu păsările, cu aia. N-am nici o ajutor din căiure. Aici stăte bruiene, pentru și ajută. Stăte planta are textul ei și scrie răspunsurile. Pentru rărunchi, maieră, stomac, marauri, pentru maieră, pentru gust de mâncare, pojarnă, ce-i pentru dizenterie. Bărbatul ne-a spus că s-a mutat aici definitiv, în urmă cu 6 ani, mai mult de nevoie. Și eu la casa mea n-am drept. Eu dacă mă duc acolo, ștraful eu trebuie să-l plătesc. Pentru că mă duc la gospodărie. Nu puteți să intrați, nu puteți să vă apropieți de gospodărie. Nu are cameră și cum mai vede cum îl cheamă poliția. Casele foștilor locuitori din Cătun se risipesc fără stăpânilor. Acum un an însă, Grigore a rămas și fără acești vecini. De data asta din cauza unei tragedii. Mie că ne-ai stat la lucru, eu bani n-am. N-ați dau în barter, noi facem în bar. Dar, într-o duminică din februarie, Lozinski n-au mai răspuns la telefon. Lor și telefonul l-o lua. Când e greu să mă duc până în cap la sat, e aproape un kilometru. Și le sunam. Scurt 3 zile. Dar ei erau... Masca de protecție o purtați doar dacă sunteți bolnav. Chiar și la primele semne de răceală, e bine să vă puneți masca. Totodată, pe cei sănătoși, masca nu îi protejează de infecția cu COVID-19, întrucât lasă spații prin care trece aerul, iar odată cu el și virusul. Ca măsură de protecție, mai bine purtați mănuși de unică folosință și învățați-vă să nu duceți mâinile spre față. Odată ce ați dus mâna la gură sau v-ați frecat la ochi, vă puteți infecta. Coronavirusul de tip nou este foarte viabil. Trăiește pe suprafețe câteva zile. De exemplu, dacă o persoană infectată a pus mâna pe butonul din lift sau pe mânerul ușii, acest obiect poate rămâne infectat până la 3 zile. Totodată, virusul reușește să se mențină și în aer, până la 3 ore. Cei mai siguri dezinfectanți pentru suprafețe sunt alcoolul cu concentrația de 70% și mai mult, soluțiile cu clor și apa oxigenată pe care o găsiți în farmacie. Bine de știut, vodka, țuica, rachiul și alte băuturi alcoolice nu dezinfectează 100% suprafețele, întrucât sunt prea slabe ca și concentrație de alcool. Metodele tradiționale ca usturoiul, ceapa sau un păhărel de tărie, deși cunoscute din străbuni, nu vă creează imunitate împotriva noului coronavirus. Și nici consumul sporit de vitamina C, chiar dacă mâncați kilograme de portocale, nu va fi eficient, întrucât se absoarbe puțin prin tractul gastrointestinal. Ca măsură de protecție, nu consumați antibiotice. Acestea nu acționează la virus. Și nici preparatele antivirale nu pot preveni infectarea cu noul coronavirus, chiar dacă denumirea lor ar putea să vă ducă la această concluzie. Cei mai afectați de COVID-19, altfel spus cei care ar trebui să se păzească cel mai mult, sunt oamenii care suferă de boli cardiovasculare, inclusiv cei cu tensiunea arterială mărită, persoanele cu afecțiuni pulmonare și fumătorii, diabeticii și cei care suferă de cancer. Conform statisticilor, cele mai multe decese de la noul coronavirus sunt înregistrate anume printre aceste categorii de oameni.
Cuvintele precum carantină sau izolare au devenit o realitate pentru milioane de oameni în ultimele săptămâni. Dar aflați că în Moldova există oameni pentru care acest mod de viață este unul obișnuit. Nu știu cum a s-o scoate. Nu știu. Nu vor să ne ceară autorități, nu vor să ne facă dreptate. Ca că noi suntem animărui. Imaginați-vă viața când poți vedea un om, în cel mai bun caz, o dată pe săptămână, sau chiar mai rar. S-a dus când a avut posibilitatea unde lucra. Și am fost. Și în Rusia, și în Ucraina, unde n-am fost. Cum e să trăiești în izolare de o viață? Despre satele în dispariție. Astăzi vorbește Moldova. Ce mai bine în sat trăiesc? Aici aer curat. Spuse-mi vreo chestie, de mult avem și la doină de-a mâini mort. În timp ce lumea întreagă luptă cu pandemie de coronavirus și geme de obligația de a se autoizola, în Moldova sunt oameni care trăiesc așa ani de zile sau chiar de o viață. Până la pauză v-am povestit despre un sat cu doar 10 locuitori, unde nici ambulanța nu ajunge oricând. Iar acum este timpul să aflați despre un adevărat pusnic. Grigorie Munteanu a rămas singurul locuitor al cătunului Dobrușa, raionul Telenești. Acum un an, Grigorie a devenit o adevărată vedetă, despre el aflând o lume întreagă. Și asta pentru că cel mai renumit cotidian american, The New York Times, a publicat un articol despre viața bărbatului. Grigorie avea așteptări mari de la acest fapt. Spera ca copiii lui să-și amintească de existența sa, iar lumea bună să-i poată oferi o nouă casă. În anul 2019, la mijloc de vară, jurnalistul Patrick Kingsley și fotografa Leticia Vancon de la cotidianul New York Times au decis să-i facă o vizită lui Grigorie. Și asta pentru că americanii erau îngrijorați de depopularea satelor din țara noastră. Ajunși tocmai de peste ocean, aceștia au petrecut alături de bărbat 3 zile și 3 nopți. Da, au fost americani. Leticia 3 zile și de mașină și uita când mă scol și fac de, mă filma. Grigorie s-a bucurat de interesul americanilor și a sperat mult că odată ce întreaga lume va afla istoria lui și el va avea șansa la o viață mai bună. Și asta a fost cât pe ce să fie. După publicarea articolului, o organizație de binefacere din India a vrut să-i fie de ajutor ca să-i cumpere o casă nouă, spune Grigorie. Din India ne-a unit ajutor, cum să-mi fie ajutor. O venit, tot așa, m-a filmat, arat și fel de casă, cumpresc casă în Negurieni. De mulți de aici și nu trăiesc singur aici. Doar că până Grigorie era în căutarea noului său adăpost, organizația nu a mai ieșit la contact. Le-am filmat 3 case, le-am trimis și gata, am murit, de-aia nici nu răspund la telefon, nimic. M-a hărit o lună, două, octombrie și noiembrie. Cad casă, ia ca bani, ia ca fondul, ia câtă la așa și s-a mântuit fondul. Și de-aia mama aia nici nu răspund, cam nu, dar nu răspund. Într-un final, visele la o casă nouă nu s-au mai realizat, iar copiii lui Grigorie, chiar și după ce despre tatăl lor a aflat o lume întreagă, nu i-au pășit pragul și nici măcar nu l-au telefonat. Să știți și îmi scrie fiic-mea, o cum mi-am așternut așa dor. Te-am răspune că zici că voi să-i mulțumesc măcar că v-a scos la lumină. Casele foștilor locuitori din Cătun se risipesc fără stăpânilor. Ultimii doi vecini pe care îi mai avea Grigorie erau Gheorghe și Lidia. Cei doi soți locuiau la celălalt capăt al sătucului, dar veneau des pe la casa lui Grigorie și îl mai ajutau prin gospodărie. Acum un an însă, Grigorie a rămas și fără acești vecini, de data asta din cauza unei tragedii. Cimitirul satului Dobrușa este așezat de partea cealaltă a văii. De ani buni, acesta se retrage tot mai mult în uscăciuni, iar printre crucile vechi din lemn își fac apariția încet noi arbuști. Ajuns aici, observ doar două morminte pe care mai stau. Ăsta-i cu Lida, dar cum erau concubini, trăiau, dar aveau 5 ani de zile trăiesc împreună. Aveau vacă, aveau porc, păsări. A mea că ne-a ieșit la lucru, eu bani n-am. N-ați dau în barter, noi facem în barter.
Familia Lozinski l-a ajutat pe domnul Muntean să îngrijească de mica gospodărie și să supravegheze casa când ducea ouăle și legumele la piața din zonă. Cei trei vorbeau la telefon aproape zilnic, dar, într-o duminică din februarie, Lozinski n-au mai răspuns la telefon. Nu au auzit nimic de ei nici în următoarea zi de luni. Când nu l-au mai sunat înapoi în ziua de marți, el a presupus că i-a supărat cu ceva. Sun, se spune, dumneavoastră a satelat robotul. Lor și telefonul l-a luat. Când e greu să mă duc până în cap și la sat, e aproape un kilometru. Și le sunam. Scurt 3 zile. Dar ei erau morți în casă. Investigația a demonstrat faptul că cuplul a fost înjunghiat de un muncitor beat și colegul său agricultor care a încercat să o violeze pe doamna Lozinski. Eu bătut, s-a luat cheile, s-a dus și-o luat zile și pe urmă a venit și-o dobit și eu ușit pe amândoi într-o noapte. S-au șezut 3 zile morți în casă. Sângele am fost, sângele era încheagat, el și-a mușat de sângele încheagat. Grigorie ne-a spus că acești muncitori erau foști deținuți ai penitenciarului, care au fost aduși aici pentru muncă sub supraveghere. Aduceam mașini întregi și lucrau aici. Dar zeci cu șala a șezut o iarnă aici. Până în primăvară, 8 luni de zile așa stă aici. La unul i-a dat 30 de ani, așa m-au auzit, că așa l-au mai ușit cu om. Dar la unul a zis că nu se priznăiește și nu s-au reșit nimic. Aceștia nu erau la prima batere. Ghenadie Lozinski de mai multe ori fusese bătut, dar nimeni nu le-a venit în ajutor celor ultimi doi vecini. O două ori l-au bătut, i-au rupt coastele lui Ghenca și-au dat la poliție. Spune poliția dacă era comisar, i-au dat o hârtie acolo și gata, cu asta a fost. În acea perioadă, însuși Grigorie a fost la un pas de moarte, cineva având o tentativă de a-l omorâ în timpul nopții. Ia uite ce am eu în cap aici. Așa, eram, nu știu cum mă ușit, și am intrat în casă, am gândit, zic, poate ăsta aici care s-a mort să vine la mine. Că eu fost ziua, o fost, zic. Și eu zic, Ghena, Lida, tăcut, tău intrat, ne-a bătut cu becul în ochi, m-a bătut. Până am dovedit eu și l-am azvârlit cu cioarele. Dar la mine ieșea în casă, e josuț. Iar poliția a avut noroc că nu a fost udarul mare că să te ușidă. Și astăzi, bărbatul este îngrijorat de propria viață. Nimeni, prin preajmă de cel puțin 5 km, nu ar putea să-i ofere ajutor. De aceea, bărbatul își dorește cât mai rapid să părăsească acest cătun. Vreau să mă duc de aici. Eu, gata, eu singur, eu nu pot de cioare. Eu vreau să mă duc de aici. Într-un sat măcar ea, chiar și în Negurieni. Dar vreau să ies de aici, că îți spun, într-un sat, ieșit la parte, ai dat la un copil. Niște lei n-aveai duci să-i cumpără, că și-ți cumpără o buhancă de pâine. Datele recensământului din 2014 arată că în țara noastră sunt 9 sate care au rămas fără niciun locuitor. 8 dintre ele sunt la nordul țării. Depopularea devine pentru Moldova o problemă din ce în ce mai gravă. Cum se explică acest fenomen și ce ne poate ajuta? Aflăm de la expertul în domeniu, doctor în științe demografice, Valeriu Sainsus. Trebuie să spunem din start că suntem într-o situație de evoluție demografică destul de profundă, negativă, reieșind din faptul că țara se confruntă cu 4 mari probleme demografice. Cred că în contextul acesteia am putea menționa că prima problemă este totuși depopularea, cea de-a doua fiind definit ca criza reproducerii, urmată de o îmbătrânire demografică și emigrație excesivă. Acestea ar fi 4 care lasă repercursiuni foarte dure asupra cadrului demografic al țării. Dacă am trage și o prognoză pe viitor, încă un deceniu, peste un deceniu, ce ne așteaptă? Dacă în perioada de la recensământul 2004 până în 2014 au dispărut aproximativ 150 de localități, aproximativ încă 100 urmează să-și reducă numărul populației. De fapt, ele nu au dispărut, dar numărul de populații din aceste localități a devenit destul de redus, minim. Pe de altă parte, trebuie să spunem că în contextul depopulării, țara aproape zilnic pierde în jurul la 15-30 de oameni, cam astea sunt pierderile de populație, și noi, practic, suntem într-al treilea decen de depopulare. Atâta timp cât în sat
sau o localitate dispune de o școală, atâta timp există speranța că aceste localități nu vor dispărea. Mă refer și la faptul, în contextul în care localitățile rurale în ultimul timp și-au redus foarte mult numărul în contextul potențialului demografic. Iar al doilea moment care trezește semne de întrebare rămâne desigur că restructurarea teritorială administrativă a țării. De fapt, raioanele au fost gândite în contextul creșterii demografice. Noi suntem deja al treilea deceniu de descreștere demografică. Chiar dacă depopularea rămâne a fi una dintre cele mai grave probleme, noi am discutat cu un doctor în științe demografice și despre pericolul actualei pandemii. Ar putea noul coronavirus să afecteze și mai grav situația? Desigur că în contextul în care vorbim de raportăm pandemia de coronavirus asupra țării, rămâne și de faptul că adeseori populația țării este și destul de concentrată. Să nu uităm de faptul că Republica Moldova face parte din țările cele mai populate, inclusiv chiar dacă suntem într-o reducere a numărului populației, dar consider că odată ce mai puțin de jumătate din populația țării locuiește în așezări rurale, aceasta ne-ar fi de asemenea un avantaj în contextul pandemiei de coronavirus. Pe de altă parte, rămân rezervat în contextul în care sistemul de sănătate ar putea face față acestor situații în contextul realităților pe care le avem. Oare vor avea în curând Grigore Munteanu din Dobrușa sau familia Bogdan din Chersac vecini noi? Iată ce spune primarul comunei Negureni, din care fac parte cele două sate. Drum Brântul. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să-i aveți pe cei dragi mereu alături. Masca de protecție o purtați doar dacă sunteți bolnav. Chiar și la primele semne de răceală, e bine să vă puneți masca. Totodată, pe cei sănătoși, masca nu îi protejează de infecția cu COVID-19, întrucât lasă spații prin care trece aerul, iar odată cu el și virusul. Ca măsură de protecție, mai bine purtați mănuși de unică folosință și învățați-vă să nu duceți mâinile spre față. Odată ce ați dus mâna la gură sau v-ați frecat la ochi, vă puteți infecta. Coronavirusul de tip nou este foarte viabil. Trăiește pe suprafețe câteva zile. De exemplu, dacă o persoană infectată a pus mâna pe butonul din lift sau pe mânerul ușii, acest obiect poate rămâne infectat până la 3 zile. Totodată, virusul reușește să se mențină și în aer, până la 3 ore. Cei mai siguri dezinfectanți pentru suprafețe sunt alcoolul cu concentrația de 70% și mai mult, soluțiile cu clor și apa oxigenată pe care o găsiți în farmacie. Bine de știut, vodka, țuica, rachiul și alte băuturi alcoolice nu dezinfectează 100% suprafețele, întrucât sunt prea slabe ca și concentrație de alcool. Metodele tradiționale ca usturoiul, ceapa sau un păhărel de tărie, deși cunoscute din străbuni, nu vă creează imunitate împotriva noului coronavirus. Și nici consumul sporit de vitamina C, chiar dacă mâncați kilograme de portocale, nu va fi eficient, întrucât se absoarbe puțin prin tractul gastrointestinal. Ca măsură de protecție, nu consumați antibiotice. Acestea nu acționează la virus. Și nici preparatele antivirale nu pot preveni infectarea cu noul coronavirus, chiar dacă denumirea lor ar putea să vă ducă la această concluzie. Cei mai afectați de COVID-19, altfel spus cei care ar trebui să se păzească cel mai mult, sunt oamenii care suferă de boli cardiovasculare, inclusiv cei cu tensiunea arterială mărită, persoanele cu afecțiuni pulmonare și fumătorii, diabeticii și cei care suferă de cancer. Conform statisticilor, cele mai multe decese de la noul coronavirus sunt înregistrate anume printre aceste categorii de oameni.